Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile acestei ediții. Virozele fac ravagii în școlile din Muștel. Instituțiile de învățământ au luat măsuri speciale de igienizare și dezinfecție. O carte inedită a gânditorului Petre Țuțea va fi lansată la Câmpul Lung. Cupa mondială la bob, două persoane, Tentea și Doroxi, în primii 10 din lume. În ultimele săptămâni, instituțiile de învățământ din Câmpul Lung se confruntă cu un val de viroze, care a făcut ca elevii să rămână acasă. În tot acest timp, pentru a nu pierde materia, profesorii fac doar recapitulare cu cei rămași în bănci. Oamenii sunt speriați, deoarece suntem în plin sezon al gripei, însă la Câmpul Lung a fost înregistrat doar un singur caz. Față de anul trecut, la primiri urgențe de la Spitalul Municipal Câmpul Lung au fost mult mai mulți oameni. Suntem în plin sezon al gripei și la cele mai mici simptome, medicii sunt asaltați. În acest context, conducerea spitalului îi sfătuiește pe cei care se simt rău să se adreseze medicilor de familie și, în caz de suspiciune că ar fi contaminați cu virusul gripal, să vină la spital. Până în momentul de față, în Câmpul Lung s-a înregistrat un singur caz de îmbolnăvire cu virusul gripal. La Câmpul Lung s-au prezentat la urgență și mai presus de orice, au ocolit urgența și s-au dus direct pe secție sus, la pediatrie, în jur de cam în medie 80-90 de pacienți de micuți pe zi. Problema se pune că nu este așa de gravă, întrucât din aceste cazuri un singur caz ni s-a confirmat de gripă, care a fost dus deja la Institutul Cantacuzionă de la București. Normal, traseul pacientului este medicul de familie care stabilește urgența, apoi este medicul din ambulatoriu care la fel vede necesitatea dacă merge la urgență în spital și necesită internare sau dacă nu, îi se dă medicația potrivită pentru acel caz. Deci nu ar trebui să părinții să se alarmeze din orice nimic pentru că poate să-i facă mai rău copilului decât să-l pună pe picioare. Din punct de vedere al spitalului și al medicației și al medicamentelor și al provizionării cu medicamente și al măsurilor de precauție, stă mult mai bine, dar din punct de vedere al alarmării populației, stăm mai prost, pentru că s-au prezentat mai multe cazuri la noi în spital. Deci ideea este că populația ar trebui să mai mult să se aplece către medicul de familie și de la medicul de familie să ia primele reacții dacă merge mai departe sau nu merge. Că e posibil să nici nu plece de acasă pentru o mică febră sau altceva, să plece de acasă și să îmbolnăvească copilul punând-l în contact cu alți factori patogeni sau ajungând să ia contact cu alții copii care așteaptă la urgență sau păsările ambulatorului și pot să contacteze alt virus. Și în instituțiile de învățământ, în ultimele săptămâni, s-a înregistrat un absenteism mare la orele de curs. În aceste condiții s-a trecut la măsuri specifice de igienizare. La nivelul școlii, noi am stabilit de comun acord cabinetul medical cu direcțiunea școlii, ca triajul epidemiologic să-l facem în fiecare dimineață la prima oră. Cazurile depistate de răceală, viroză respiratorie în special, nu avem cazuri confirmate de gripă, să nu îndrumăm spre medicii de familie, chemăm părinții dacă e cazul și apare probleme și se accentuează starea de rău a elevului, să vină să le ia de la școală, merge cu el la medicul de familie, îl vede, îi recomandă tratamentul. Indicația este, în primul rând, de izolare. Rămâne acasă o zi, două, trei, până se ameliorează starea de sănătate și apoi pot veni la școală cu scutirea adeverință de la medicul de familie că cât de cât s-a vindecat, că nu mai prezintă simptomele răcelii. În școală, noi am luat măsuri de igienă și de curățenie, dezinfecție mai deosebite față de restul zilelor. Am intensificat curățenia și dezinfecția. Folosim substanțe pe bază de clor. Concentrațiile sunt puțin crescute, nu cât să depășim limitele admise și cerute de standarde, dar curățenia în fiecare pauză a holurilor, dezinfecția mânerelor de la uși cu cloramină, în concentrație de 5%, iar la toalete, grupuri sanitare, folosim clorom sau domestos. La fel, după fiecare pauză, se face curățenie și dezinfecție. În clase au primit pentru dezinfecția suprafețelor igienolul, iar dimineața, la prima oră, în momentul în care noi facem triajul, avem un dezinfectant pentru mâini
și dăm pentru fiecărui copil pe mânuțe. Bineînțeles, cu indicația că spălarea cu săpun rămâne regula de bază a igienei. Cum ne aflăm în perioada când se manifestă virusul gripal, cabinetele medicilor de familie au fost luate cu asalt, în special de părinți cu copii. În mare parte, aceștia au viroze de sezon, dar pentru a preveni răspândirea virusurilor, s-au luat măsuri specifice de tratament și izolare. În altă ordine de idei, pentru a ne feri de îmbolnăvire, trebuie luate câteva măsuri de igienă. Sunt mai multe măsuri pe care trebuie să le luăm. Trebuie să învățăm să ne ferim de aceste infecții de căi respiratorii. În primul rând, o igienă riguroasă a fiecăruia dintre noi, spălatul pe mâini este foarte important, pentru că noi mergem în zone aglomerate, magazine, autobuze, eu mai știu pe unde mergem în zone aglomerate, punem mâinile pe acolo, apoi mâinile le punem pe față și știm foarte bine cum se transmit aceste infecții. Apoi trebuie să avem o grijă deosebită pentru a evita zonele aglomerate. Trebuie să fim conștienți, cei care suntem bolnavi, să îi protejăm și noi pe cei din jurul nostru, că astfel răspândim foarte tare infecțiile și atunci trebuie să nu tușim și să strănutăm peste tot, oricum și oricând. Trebuie să ne ferim, să avem batistele la noi și nu batiste, ci șervețele de unică folosință. Nu mai suntem în era batistelor, pentru că șervețelele se aruncă, trebuie să avem grijă unde le aruncăm, cum le aruncăm. Apoi, poate pentru copii să fie o doză de suplimentare de vitamină C, dar am spus-o de câte ori am putut și oriunde, că cele mai bune vitamine le luăm din legume și fructe, nu din pilule. Deci o alimentație bogată în legume și zarzavaturi și fructe în fiecare zi. Dacă toate aceste reguli de igienă se respectă, răspândirea virusurilor va fi mult diminuată. Grefierii câmpulungeni au protestat pe treptele judecătoriei pentru drepturile salariale, dar și pentru condițiile grele de muncă. Aceștia cer respectarea pensiilor speciale în condițiile în care contribuie la fondul de pensii. Dacă problemele nu vor fi rezolvate, protestul va continua. Grefierii judecătoriei din Câmpulung au protestat în fața instituției pentru drepturile salariale și condițiile grele de muncă. În această dimineață, liderii de sindicat ai grefierilor trebuiau să se întâlnească cu premierul Ludovic Orban. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, grefierii sunt dispuși să continue greva. Protestăm și față de condițiile categoriei noastre profesionale. Știm cu toții că suntem țară membra a Uniunii Europene, dar noi nu avem un statut. Statutul nostru datează din anul 2004, iar noi am intrat în Uniunea Europeană în 2007. Mai este vorba și despre inechitățile salariale. Nu toți grefierii sunt plătiți la fel, la nivel național, deși avem o lege unică de salarizare. Iar ceea ce a pus capac tuturor a fost eliminarea pensiei speciale, cum o denumesc parlamentarii noștri, neștiind că de fapt este o pensie de serviciu ocupațională, așa cum este definită de Uniunea Europeană și a fost oarecum impusă ca și condiție de aderare la Uniunea Europeană. În ceea ce privește categoria noastră socială, conform datelor statistice, în anul 2019 erau 1800 de pensionari proveniți din categoria noastră profesională cu o pensie medie undeva la 4000 de lei. Pensie care se stabilește pe bază de contributivitate, cea mai mare parte, iar o mică parte este suportată de stat ca și o recompensă pentru interdicțiile ce le avem. Ce veți face în continuare? În funcție de ziua de astăzi vom stabili la nivelul sindicatelor, la nivelul organizațiilor profesionale, care vor fi următorii pași. Ca o completare la ceea ce spun unii, pensii speciale, repet, este pensie de serviciu și ocupațională și este condiționată de două elemente. În primul rând, vârsta.
nu este o pensie fără limită de vârstă și contribuția. Este nevoie de minim 25 de ani de contributivitate pentru a obține această pensie de serviciu sau ocupațională. Pe tot parcursul zilei de marți, grefierii sunt în grevă generală. Dacă nu se va ajunge la o înțelegere cu guvernul, greva va continua, însă vor fi asigurate urgențele. Un bărbat a profitat de neatenția angajaților, a intrat într-o casă de amanet și a sustras un laptop. S-a întâmplat la Pitești, iar acum tânărul de 37 de ani este cercetat de către polițiști. Un bărbat de 37 de ani din Pitești a fost prins după ce a furat un laptop dintr-o casă de amanet din oraș. A profitat de neatenția angajaților, a intrat și s-a orientat asupra bunurilor din interior. Într-un raft a văzut laptopul, s-a dus direct la el, l-a luat și a ieșit repede din magazin. Angajatul, care era de serviciu, și-a dat seama că s-a întâmplat ceva, a observat lipsa laptopului și a anunțat poliția. Între timp, hoțul se plimba cu calculatorul prin fața altei case de amanet, în intenția de a scoate bani dacă îl va lăsa acolo. A fost observat de cineva căruia i s-a părut dubios că un tip care părea a fi om al străzii se plimbă cu un laptop în mână și a sunat la poliție. Polițiștii l-au ridicat, au găsit laptopul, l-au înapoiat casei de amanet și au făcut dosar pentru furt. Secția de istorie și artă a Muzeului Municipal din Câmpul Lung va găzdui un eveniment cultural de excepție. Trei cărți, editate de editura Icon, vor fi lansate în prezența scriitorilor mușteleni. Este vorba despre Prometeu, ce poartă semnătura gânditorului muștelean Petrețuțea, Umbra personajului, volum de poezie al lui Liviu Mățăoanu și Secvențe, cartea poetului piteștean Gelu Ungureanu. Miercuri, începând cu ora 17, secția de istorie a Muzeului Municipal din Câmpul Lung va găzdui un eveniment cultural de excepție. În prezența criticului literar Vianu Mureșan vor fi lansate trei cărți. Două dintre acestea aparțin scriitorilor mușceleni Petrețuțea și Liviu Mățăoanu. Este vorba de volumul Prometeu, îngrijit de nepotul marelui gânditor român Viorel Țuțea, care va fi și el prezent la această lansare, și Umbra personajului, ediția a doua a cărții poetului născut la Câmpul Lung, apărută în urmă cu 20 de ani. Cea de-a treia carte poartă semnătura poetului piteștean Gelu Ungureanu, membru al grupării SIND. E vorba în primul rând despre o carte care publică un manuscris inedit al uneia dintre cei mai mari filozofi din secolul trecut, iată deja, din România. E vorba de Petrețuțea, supranumit un Socrate al filozofiei din România. Cartea va fi prezentată de către editor, de domnul Valentin Așder, însă acesta va fi însoțit și de legatarul testamentar literar al lui Petrețuțea, domnul Viorel Țuțea, care a și pus manuscrisul la dispoziție. Deși o persoană în vârstă și cu oarecare probleme de sănătate, acesta a venit în România, din Germania, și va fi prezent la lansare. Cu această ocazie îi rog pe mușceleni, pe Câmpul Lungeni, pe cei din public, să adreseze întrebări, să profite oarecum de prezența domnului Viorel Țuțea. Apoi va fi lansată o carte a mea, Umbra personajului, ediția a doua, apărută la 20 de ani de la prima ediție, o carte care a fost foarte bine primită de critica literară din România și a fost selectată de către un colegiu al scriitorilor, condus de poetul Marian Drăghici, drept cartea deceniului ultim al secolului trecut. A mai fi lansată o carte a unui debutant, membru, ca și mine, ca și Sorin Durgun de la Câmpul Lung, al cenacului literar SIND din Pitești. E vorba de poetul Gelu Ungureanu, care va fi și el prezent la Câmpul Lung. În Câmpul Lung va fi prezent și criticul literar, în suita aceasta de scriitori, criticul literar Vianu Mureșan, care va prezenta și aceste cărți pe care eu le-am citat mai devreme, dar și alte cărți pe care editura le-a publicat în ultimele 4-5 luni. Echipajul României de bob două persoane, format din sportivii Mihai Tentea și Ciprian Doroxi, a obținut un onorant loc 9 la Cupa Mondială, care s-a desfășurat pe pista naturală de la Chionise, din Germania. Este cea mai bună clasare a echipajului României de bob două persoane seniori de la Cupa Mondială din acest an.
Cupa Europei la Skeleton și-a disputat la finalul săptămânii o nouă etapă în localitatea Altenberg din Germania. Singurul român prezent la startul competiției, Mihai Păcioianu, s-a clasat la finalul celor două manșe pe poziția 13-a. O poziție onorabilă pentru sportivul originar din Câmpul Lung. Competițiile de iarnă se află în plină desfășurare în această perioadă a anului. Cupa Europei la Skeleton și-a disputat la finalul săptămânii trecute pe pista naturală de la Altenberg din Germania, o nouă etapă la care s-au aliniat cei mai buni sportivi de pe bătrânul continent. Printre aceștia s-a aflat și mușteleanul Mihai Păcioianu, care a avut o comportare foarte bună. După derularea celor două probe de concurs, fiul antrenorului federal de bob 24 persoane al României, Iulian Păcioianu, s-a clasat pe un onoran loc 13. Dacă în prima cursă Mihai Păcioianu a scos un timp de 58 de secunde și 55 de sutim, clasându-se pe poziția 15-a, în manșa a doua, sportivul originar din Câmpul Lung a obținut un timp mult mai bun și anume 57 de secunde și 72 de sutimi, reușind să reducă din handicap. Mihai Păcioianu, singurul tricolor prezent la Cupa Europei de la Altenberg, a alunecat cu o viteză maximă de 113 km pe oră. Etapa din Germania a fost câștigată de neamțul Felix Schäbel, secundat fiind de rusul Vladislav Semonov, iar pe poziția a treia s-a situat sportivul din Samoa Americană, Nathan Crapton. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme instabilă în județul Argeș. În partea de nord sunt semnalate precipitații, cerul va fi acoperit de nori, iar temperaturile se vor încadra între 4 și 8 grade Celsius. 4 grade vom avea la Nucșoara și, după cum spuneam, aici e posibil să plouă. La Corb și la Domnești, chiar dacă avem vreme instabilă, temperaturile se mențin la valoarea de 8 grade Celsius. De asemenea, la Câmpul Lung sunt semnalate precipitații și temperaturi de până la 7 grade Celsius. În sudul județului, în schimb, avem parte de soare și de temperaturi de până la 11 grade. Iar la Pitești, vreme de primăvară cu temperaturi de până la 10 grade Celsius. Și în județul Dâmbovița, vremea se menține în același ritm. În partea de nord sunt semnalate precipitații, în partea de sud avem soare. În nord, după cum spuneam, avem temperaturi de până la 8 grade Celsius și precipitații. În sud avem temperaturi de până la 12 grade. Acestea se vor înregistra la Vișina, la Corbi Mari și la Titu, iar la Târgoviște avem temperaturi de până la 11 grade. La noapte cerul va fi acoperit de nori, la Câmpul Lung e posibil să și plouă, iar temperaturile se vor încadra între 0 și 2 grade Celsius. Mâine, după cum spuneam, vreme instabilă la Câmpul Lung, posibil chiar Lapoviță și ninsoare și temperaturi de până la 7 grade Celsius. Joi, vremea instabilă se menține, însă mai apar și câteva raze de soare, iar temperaturile cresc cu un grad. Și vineri avem și precipitații și soare, dar temperaturile scad până la valoarea de 5 grade Celsius. Atât pentru astăzi, vă aștept și mâine cu alte informații despre vreme. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ a ajuns la final. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o nouă ediție a emisiunii Credință Creștină. Vizionare plăcută!